sunt fiorul unui țăran care, zicem, toată viața a lucrat la, în agricultură, a fost mecanizator toată viața și după terminarea școlii am hotărât totuși să merg și eu pe calea asta. Noi avem în jur de 700 de hectare, prelucrăm culturi de câmp, avem practic aproape toate culturile. Anul ăsta, conform asolamentului, s-o promit că porumb avem pe o suprafață de 100 de hectare. Sunt membru de la Agrostoc din anul 2006, 15 ani. Nu sunt chiar printre primii, dar totuși 15 ani este o experiență. Vreau să spun că, practic, la ziua de astăzi lucrez 95% cu Agrostoc, am în vedere cu inputurile, cu tehnologia, cu îngrășăminte, semințe și așa mai departe. Eu sunt destul de mulțumit între aceasta, fiindcă nu a apărut niciun conflict între noi, practic tot timpul eu pot mă baza pe ei, am bani, n-am bani, dovedesc, nu dovedesc, am sunat și în câteva ore mi-au adus ceea ce trebuie în gospodărie. Anul ăsta, prima dată, am încercat un preparat nou care îl produce Agrostoc cu Novatec 40. L-am folosit puțin și la rapiță, puțin și la grâu, dar majoritatea prima l-am lăsat totuși pentru porumb. Am lucrat cu acest preparat și suntem destul de mulțumiți, fiindcă, cum vedeți dumneavoastră, porumbul arată destul de bine. E clar că anul ăsta au fost și condiții ideale pentru porumb, dar totuși trebuie ce iei din sol, trebuie să întoarce înapoi. Am experimentat două metode de folosire. Am un câmp care este pe pantă destul de mare și nu pot să-l dau în timpul vegetației, fiindcă traumez plantele și nu se primește. De aceea am dat 200 de kilograme înainte de semănat cultivat, am dat în sol. Asta pe o suprafață de 30 de hectare și pe 70 de hectare am dat în faza de 5-6 frunze, zicem că cultivatorul între rânduri. Care am dat, zicem, la, în faza de până la 7 frunze o durată asta, dar a fost bine când data a plouat, nu tot anul se primește, dar anul ăsta s-a primit destul de bine și practic a folosit hrana mai mult timp, dar dacă a făcut un știleț bun și avem numărul de plante, tragem nădejde că va fi o roadă destul de bună. Eu sunt mulțumit destul, îndeoseb la porumb pentru anul ăsta.